Și a încercat să convingă oamenii. Sunt gay! Salut! Bine ați venit la Daily Vlog. Nu vorbeam cu tine, Sasha. Uitați de like și de butonul de subscribe, pentru că ne ajută foarte mult. Astăzi o să mergem la cumpărături, eu o să facem Daily Vlog la magazin și o să facem curat în casă. Pentru că ne-am apucat din nou de Daily Vlog. Și nu ne vom opri. Da, de dimineață nu prea am ticul, ca să știți și voi. Primele 20 de minute sunt jumătate. Nu, stau, nu te lovesc, Cristi. Primele 20 de minute sunt fresh. Nu sunt fresh, de fapt. Sunt așa. Sasha, jos, calmă-te. O să facem astăzi curățenie în casă, pentru că dacă totuși începem seria de Daily Vlog nou, trebuie să fie curat și în casă, trebuie să fie curat și la noi în cap. Așa, și mai era ceva, Cristi. E posibil să facem cumpărături pentru ciorbe de pireșoare, pentru că avem o idee să facem gătit mâine. Ciorbe de pireșoare. Așa că o să vă las acum ca să mă trezesc și eu. Și după aia mergem la cumpărături. Hai, salut! Bine că ne-am trezit, uite, ne-am trezit direct în Kaufland. Mi-a zis Cristi ieri să nu mai stau așa pentru că suntem încă o damigeană. E adevărat? Am înțeles. Avem de luat soluții pentru curățat parchetul, soluții pentru curățat gresia, soluții pentru curățat faianță, soluții pentru curățat blatul de la bucătărie, soluții de curățat pizdele, uleiul de pe aragaz. Ce mai e, bă? Eu nu mai iau țigări, ba da, mi-au, o să fumez mai puțin. De mâncare, să luăm ceva, mă, Cristi? O să luăm, vedem. Hai să luăm. Haide cu cameră, filmăm, nu-i voie, ilegal. Am înțeles. Am început bine. Pune masca că nici există copii. Așa. Opa. Așteptăm să coborăm ușorușor în jos. Ah. Opa. Apasă pe buton. Hă? Buton. Ah, what the fuck. Ah, costă suptul. Ce-i luat? Banane. Nici cartofi. Banane ne trebuie. 3,77 lei. Banana, walana, walana, walana. Ce ciudat e să fiu filmat în magazin. Deci am luat banane pentru că ne ajung banane momentan. Trebuie să luăm doar... Uite, bă! Vrăbiuță? Da. Vrăbipuță. Vrăbipuță. Vrăbicum? Vrăbipuță. Dumnezeu. Cât noroc să ai, bă, băiat. Apetat? Pula lui Hristos! Pula lui Hristos! Hristosa mea! Deci am luat bananele. Mai avem de luat cosmetice? Nu cosmetice, de curățat, pardon. Produse de curățat, nu? Da, și atât. Hai, revenim de acasă și revenim acolo, da. Deci am dat până acum de doamna măicuță, săracă de aia în care am zis. După aia am dat de un tip de culoare și am început să zic N-word în primii. Hai la produsele de curățat mai repede. Hai, da, să ne grăbim. Hai să ocolim. Hai. Hai că e mai puțin de lume pe aici. Se vezi scapare asta. Mamă, cum dai nas în nas cu el. Am ajuns la ăsta de curățat. Astea erau, nu-i așa, Crista? Da, sunt cele mai bune. Mamă, ce bucată așa, da. Trebuie să mai luăm hârtie igienică. Avem. Dacă ne căcăm noi, avem. În față, în față. Aici să pun, nu te interesează pe tu. Nu ne-mi plac. Adică vrei să zici că eu nu mă spăr. Uite așa, avem aici lavete. O să iau o lavetă. Păi iau de aia, de 3. De asta, nu? Ia de aia și de 4. Asta avem? De la de parchet? Da. Dar de parchet avem, parcă. Nu, avem de gresie. Apa! E de gresie, de parchet. Ia un rivex de asta. Da, da. Așa? Cam atâta. Aș lua o... Mop de la
Da, văd că nu ies. Ba da, uite, nu ies. Nu ies de mână. Uite, ăsta ar fi avut, știi? Uite, vezi? Atunci cred că o să luăm un mop de ăsta. Da, ia un cap de ăla de mop. Ia un cap de ăsta mai bun. Și atunci să mergem la casă, că nu mai avem nimic de ăla. A, pe de izvor, mai repede, că mor, mai repede, că nu mai... Hai, deci mergem la casă, nu? Nu! Și ăla se cade? Da. Am găsit un sec. Pornești drujba. Am rămas fără gard, dragilor, de ce? Pentru că din păcate trebuia dat jos, așa că am lăsat doar partea asta aici ca să ne acopere puțin, să avem puțin intimitate. M-a făcut cineva recent un sugaci penibil, Marian. Și bineînțeles, nu m-am supărat pentru că știu că sunt heterosexual. Nu mai insistam pe subiectul ăsta, că dacă insisti pe subiectul ăsta, un gay ar spune că nu e gay. Și ar încerca să convingă oamenii. Sunt gay! Nu sunt. A, da, ești. Zile că... Fumaleule! Începem curățenia în câteva minute după ce ne mai relaxăm puțin, pentru că știți cum e? Când ai o viață leproasă, trebuie să-ți mai iei puțin timp lepros ca să-ți revii din lepreadă. Deci ne apucăm de daily și nu ne mai lăsăm de daily, da? Nu, nu ne mai apucăm de daily. Nu ne mai apucăm de daily. Ne apucăm de daily. Ăsta e daily-ul în care ne-am apucat și nu ne-am terminat. Nu ne mai primim. Am înțeles toată. Zilnic o să avem daily în afară de sâmbătă și duminică. Orice, dar orice am face. Oricum m-aș simți, oricum aș fi. Dacă sunt panicos și am atac de panică, filmăm atacul de panică. Dacă mă simt prost, filmăm că să mă simt prost. Să dau tot. Indiferent că am o zi pozitivă sau nu, filmăm. Pum. Dacă mă simt rău, mă filmez cum mă simt rău. Nu pas. Așa că, dacă vreți să vedeți daily-uri în fiecare zi, nu uitați de like, share, subscribe, abonare, da. Toate chestiile. Corect. Pentru că vor urma zile incendiare. Fiți pe fază. Toată viața lui Andrei este pusă pe YouTube acum. Aoleu, ce dubios. Toată viața lui Andrei va fi pusă pe YouTube. YouTube de acum, da? Deci daily pe bune. În afară de chestiile private. În afară, dacă nu te filmezi la toaletă, îți dai seama. B-aș vrea. Ce proste, doamne, pe niște. Ah! Apă de izvor. Tocmai ce am aflat o veste foarte ciudată, Cristi a plecat, a plecat. Opa! N-am avut o ceartă cu el și i-am zis că are pula mică și a plecat. Am trimis aia în sfârșit. Cristi, spune-ne! Ia zi. Ce vrei să afli de la mine, Andrei? E ok să fumezi pe vlog, nu? Nu, nu se aude, nu se vede. Dar mă văd ciudat, mă văd și că... Auzi, spune-mi despre Vadim Tudor. Ce să zic despre Vadim Tudor? A fost un om foarte inteligent. A few moments later. A fost un om foarte inteligent, cu o cultură foarte vastă. Stai! Uite-te la mine. Știu că vrei să fuți o pară. Da. Deci faci umbră degeaba. A, faci umbră degeaba. A, faci umbră degeaba. Neamărine, neamărine, stai cu mine, stai cu mine. Burciule! Mamă, ce bine să-ți... Mamă, ce dacă aș avea... Olea, 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 dacă aș avea... Fata asta... Stați-vă, voi cu cine stau în casă, bă, băieți. Dacă aș avea pizdă... Te-aș fute. Nu, dacă ai avea... Dar ai pârâi ca fetenele. Dacă... Ai face crrrr... Cum? Dacă aș avea... Eu mă, n-am văzut că... Dacă aș avea o căie de pluș cu fața ta, în continuu aș fi acolo așa. Hai mai du-te în p***a. Bate comorul. Ia, vezi? Ce-a fost aia? Ai mamelit câinele, bro? Serios, ai mamelit câinele? Hai să-i dăm bătaie.
am făcut pe jos, am curățat părul de la Sasha. Așa cum a zis și Cristi, dacă n-aș curăța părul lui Sasha un an de zile, la facem ocheta. Asta e gluma lui Cristi, așa că hatele lui. M-a atac pronto, bă. Am curățat covoarele de păr, ai curăț ăsta, așa, tot aici îl sugel, curățat ăla, curățat aici, dar mă duc acolo peste tot. Ce mai ai de fapt? Să mai curăț, să mai... Cocola no minima kenena. Poi. Se curăță, se bată. Dumnezeu, nu mai știu să bată cine, mă. Am nevoie de cuvinte. Să o dau pe jos cu așternut. Hai că dai pe jos cu așternut dacă e. Ia, Andrei. Ia mai arată-le tu o dată la oameni pe cameră cum faci tu curată biră. Deci fiți atenți. Așterzi praful, mă, el. Așterzi praful, mă. Fac și eu un anunț pe canalul Andrei pentru că, na, o să fac niște video și... Nu uitați că săptămâna asta apare mare piesă Five Bang, făcută de Sad Boy, o să apar și eu acolo, facem și clip la ea, o să fie genială. Pe canal la Sad Boy să intrați acolo, să dați un like, să propulsăm piesa aia în tendință, să se ducă pe locul 1, să facem mare nebunie, da? Acum vă las în continuare cu Andrei. Mesajul de la Janet, ascultați bine! De ce legea atracției nu funcționează pentru tine? Pentru că tu nu atragi ceea ce îți dorești, tu atragi ceea ce ești deja. De ce? Ați înțeles? Băgați bine la cap, bă, căpușelor! Am terminat curățenia, haideți să vedem cum arată. Știi sunetul ăla? Ia să ne mergem? Mergem. Ia să punem. Serios? Și noi pe ce ne mai jucăm? La cât ne jucăm noi, Cristian? Și asta e adevărat. Bă, lupta! De-acum o să zic lucrurile, nu o să mă zic, Cristi. Bine. Ok? Mm-hmm. Bine. Acum că sunt și eu cineva. Păi dacă faci piesă cu Sad Boy, cum trebuie să am grijă cum vorbesc cu tine, că după aia mă lași în pula mea, mai am de editor. Cum să te las? Nu merge, bă. Da, mă, trebuie să-i cumpărăm baterii. Ne. O știi pe baba aia de era în spital și nu se mai oprea din cântat? A few moments later. Dragilor, asta e ziua în care noi ne apucăm lumea de daily vlog, continuăm cu daily vlog-ul și nu ne oprim timp de un an de zile, în afară de sâmbătă și duminică, da? Pentru că sâmbătă și duminică prefer să le am libere, oricum și atunci o să filmăm evident, dar măcar să avem cilială, știi, sâmbătă și duminică, pentru că avem și podcastul după aia vineri și luni, vineri și miercuri o să avem podcastul de acum încolo, de la ora 8. Până la 10, ca de obicei, iar daily vlogurile o să fie postate de la ora 8:30, cel târziu 9 dimineața, ca să vă începe și voi ziua. Aoleu! Bun, nu uitați de butonul de like și de butonul de subscribe pentru cei care nu ați făcut deja, pentru că ne ajută extraordinar de mult. Pe mine și pe Cristi ne puteți găsi pe Instagram, lupta și omul cu turet. Nu uitați să zâmbiți pentru că asta este cel mai important, aveți grijă de voi. Nu lăsați părerea negativă a unor să devină realitatea voastră. Pa, ceat!